Unde ești? În Craiova? Da, ce ai pățit? Mă, frate, am fost până să facem un video, gen cu o chestie cu Ouija. Și ne-a urmărit, noi, gen, era să intre, deci eu am avut prioritate pe un drum. Și era să intre unul, frate, cu viteză mine să mă facă praf. L-am claxonat, am pus frână, a trecut pe lângă noi cu scârță, avea bara de față ruptă, căzută pe jos. Am urmărit, am sunat la poliție până să zicem că e beat, că să nu facă dreacu vreo crimă la să dea pe cineva să omoare. Și fix atunci cu aia, când ne-am oprit în spatele lui, a oprit mașina și a sărit gardul la cineva în casă. Că sunt aici cu cineva din Vâlcea și de asta. Păi și ea vă mai urmăresc sau? Ne urmăriră până la ieșire din... E ceva, îți dau un mesaj, te pup, baftă. Da, tatăl. Da, te pup, bravo. Era să intre cineva în haimen. Eu unul în fața noastră, cred că e mor de bea, frate, nu știu ce se întâmplă. Deci chiar nu știu ce se întâmplă. Care mașina super lovită. De-aia întreabă pe haimen dacă sunt la poliție sau nu. Bă, sunați la poliție sau ceva? Nu mergem cu aia după el în pula mea. Ce? Ei! Se intră rău de tot, dar nu știu ce... Da, gata, l-am dus. L-am văzut. Bine. Are mașina lovită, mă, acum... Lumini, acum a lovit mașina, acum a lovit mașina. Bă, n-are nici lumini, nici nimic. Băi, vezi, ai grijă. Ai bara ruptă? Păi da, să nu-i sară bara pe sub... pe sub roți, în spate, că dă fix în ata. Sau poate dă două într-un gărceu. Era să intre în noi. Și credem că a fugit de undeva. Poate a făcut un accident și a fugit de la locul accidentului. Merge haotic, da? În primul rând că merge haotic și n-are stopuri, n-are faruri. Și avea și bara spartă. Și au fost... Am sărit gardul! Nu uita, nu uita în față, nu uita în față, că ne așteaptă acolo, dă-i în spate, dă-i în spate! Bă, dă-i în spate, dă-i în spate! Bă, vin după noi cu aia! Dați-i în spate! Dă-i în spate, dă-i în spate, dă-i în spate! Vâlcea... Și... Da... Și sunt... numele meu... Acum... Sunt mulți... Sărit gardul la o casă! Au sărit gardul într-o casă, la o curte, au tras la o curte, la... Suntem la... A... Da... Da, numărul 2. Da, acum plecăm că a mai venit o mașină. Alo, bună seara! Niște mașini, suntem pe drumul dintre A... Eram... Da, și acum ne întrebăm spre Craiova și ne urmăresc iar. Acum am trecut pe stradă. Acum ne depășesc, în momentul ăsta ne depășesc. Și opresc în fața noastră autopoare. Închide geamul. Întoarce repede. Autopoare, vin după noi cu săbii, vin după noi. Vin cu săbii. Da. Spuneți? Da. Da, vin cu săbii după noi. Da. Nu, în momentul ăsta nu, dar au săbii cu ei. Cu poliția, vă rog. Bună seara, suntem urmăriți cu săbii și cu săbii și cu topoare. A oprit în fața noastră cu topoare și cu săbii și acum... Încet. Acum